așa, deci doamna care se ocupă aici, care are 7 telefoane, a zis că ea are acum mai mulți decât avea la 20 de ani, toți stau aliniați. Ai și mafioți de așa? De care vorbim? Da, ai! Dar te-ai încolo de aici! Mai zici și mie de așa de mafioți, ce mai fac ei? Cum? De-aia ce? Aia de-aia se pune... Bă, de fapt, ea știe ce se întâmplă? Ea e, e în interes de serviciu, se vede cu ăștia și le răspunde ca să avem noi subiecte pentru mafioți, că ea, de fapt, nu are nicio treabă cu ei, știi? E în prospecție, nu? E casting, face casting pentru rubrica. Așa, stai mă că e vorbă. Vezi, vorbesc acum, să te întâlnești cu dăștia de care zic eu acum. Așa, deci am terminat cu ăștia care erau în șlap și în bermude și în nebunilor, meltenilor. Așa, am terminat, că vreau să trecem la ăștia bogați. Vreau să trecem la ăștia care știu cu hainele de vară, mă, știi, și ei știu, adică sunt, ei sunt doar în centru pe aici și știu, m-au văzut în străinătate, adică ei sunt ca aia, ca milionaria din străinătate. Da? Vedeți că milionarii nu stau în București. Nu. Aia care sunt adevăr milionari, 6 luni minimum, chiar dacă au toate business-urile de cașcavalete până București, trebuie să cară, știți, și stau la proprietățile lor de milionari, nebunii dracu, lăsa stricourile nebunilor cu gării, știți, pe aia cu lugurile ridicate ca un polo. Ce mă? Băi, relaxați-o, voi știți de unde vine ridicatura de tricou? Hmm? Nu vine de la 50 de lei benzina în BMW-ul de pe Beler, nu, de acolo vine nebunilor, care v-ați luat, dita, mai tricou, atâta e calul. Atâta e calul. Vezi că e calul cât tine, că ai 1,68 m. Și e calul, atâta e calul pe piept. Ce s-a întâmplat? Vezi că era că au apărut 3. Calul, 3. Gulerul ridicat, talent de lonilor, lăsați-ne țărăneilor. Ce e, mă, cu gulerul ridicat la tricou? Ce s-a întâmplat? Hmm? Ce este, Elvis? Ce s-a întâmplat? Care e ideea? Cine v-a dat, mă, cu moda asta? Cine v-a lovit cu nebunea asta? Hmm? Ați văzut la milionare afară? Da? Păi vezi că anul trecut erați cu pălăriile alea nemulă, Panama hat-urilor. Ce faceți cu ele? Ați văzut voi la milionar pe afară? Păi bă, dacă ne-ai aterizat cu avionul, cu hidroavionul pe mare la loft, dă jos pălăria, bă, băiatule, ia-ți cum avea mare miliardar. Bă, atât postul să-i. De unde e cu pălăriile alea, cu Panama hat și cu... Numai, bă, toată lumea arde cu Panama hat, măi, sunt numai pe la Roland Garros, pe la... Ce, mă? Ce s-a întâmplat? Adică în ce sens sunteți pe la Roland Garros, voi? Și după aia la Love, și după aia la... Ăia de la care... Ăia care merg acolo și... Și ei nu merg și în București. Nu vin, nu. Ei au bani mulți. Au bani mulți, au iahtul lor, au... Știi care e ideea? Ideea este că nu ești milionar atâta timp cât, your base is in Bucharest. Nu, ești doar un parvenit care bifează Saint-Tropez și alea și ai învățat-o că la short-ul Villebrequin, nebunilor, e cămașă de in și cu pălărie pe cap și cu mocasini în picioare. Ați învățat? Bravo, țăranilor! Vezi că mănânci parizer, tăi dracu! Și ai datorii, ți-ai luat, Panama e pe datorii, e în rate. Ai Panama în rate pe cap. Uh-huh. Ești de la împrumutat până oraș care ți-ai luat pălărie, s-o arzi nebun. Vezi că trebuie să ai cap. De pălărie trebuie să ai cap. N-ai cum cu bostanul ăla să ai pălării. N-ai cum. N-ai cum. Vezi că ți-ai transpirat și la poponezi, la pantaloni de in e transpirat și nu ți-ai luat chiloți, ai luat chiloți negri la pantaloni al de in. Ăștia sunteți voi. Deci că vezi că ai chiloții negri, se văd chiloți. La, ai trans, și ai transpirat, tot timpul transpir. Eu tot timpul transpir în pânzică, când, în costumașele alea voastre de pânzică în care mergi să transpirați fleșc. Milionarilor... Mai subțire, mai bine pe șlap. Nu rămâneți voi pe șlap și pe bermude. Nu mai evoluați voi așa nebuni. De la șlap la Panama hat. Lasă în șlap că acolo ești. Ești în șlap, ești în berceni. Noi, ce să faci cu Panama hat în berceni? Pleci din berceni și vii până pe Beler să-ți pui Panama hat pe cap? Terminați-vă cu pălăriile că ne-ați zăpăcit. Și voi și alea. Ata pălăriile. Până București. Da, pălăria jos că... poluare, vine întreținerea diseară, iar vine administratorul, iar intri când se face întuneric după ce adorme administratorul și ți-ai luat dita mai pălăria cu boruri. Riviero francezo. Știți?
exista pe vremuri, ca să vă zic așa, frumos, exista un fel de barometru. Nu știți voi de asta, trebuie să căutați, să citiți. Și nu știu, cred că există pe Google. Cred că doar în cărți. Era barometru după pălării. Era barometru după țesătură. Știa populația cât cașcaval ai după pălărie. După calitatea pălării. După baston. Erau niște barometre de gen. După pălăria femeii, nu orice parvenită ca astăzi avea pălărie de un anumit fel. Era în funcție de clasa socială. Ok? Toți ăștia cu Panama Hat și cu aia cu boruri și cu așa, n-aveți cum să aveți pălăriile astea, că astea sunt de oameni cu cașcaval mult, mult de tot, mult, nu cum promutații până oraș ca să mergă în vacanță pe la Mykonos să-și facă poză. Sunt oameni care au cașcaval mult. Știi? Da. Care are locul de la Mykonos la care mergi tu, săracule. Care o ars în București, milionar. Vezi că n-ai plătit la loft nota. Ai cerut rate. N-ai plătit. Plătești în septembrie la sfârșit nota. Ai fost odată la loft și plătești în septembrie. Ăla ești tu. Ai Panama Hat? Lasă Panama la recepție. Să nu zic ăștia că ești mirea să-ți ia bani. Hai că ăștia sunteți voi, ok? Nu mergi tu frumos și mănânci tu înghețată la cornet. Fetițo. Mafioții care mănâncă înghețată la cornet vara la cornet și pe băț. Ce ți-a întâmplat? Cum e, mă, bărbații mănâncă înghețată pe băț, mă? Zi-mi și mie, când te duci la înghețată, tu, am venit cu asta, vino. Am venit să ne luăm înghețată. Tu ți-ai la cornet, bărbat? Adică lingi cornetul? Cum faci? Gândește-te, tu ești bărbat, cum ții înghețata la cornet și pe băț, pe băț, el și... Mie îmi place aia de fructe așa mult, înaltă, transparent, pe băț. Bărbat care mănâncă înghețată pe băț? Ia-ți dracu la gălet, cere acolo, bag acolo, jumătate de kil și mănâncă-o. Mănâncă frumos, polonicu, ești bărbat. Cum să ții cornetul? Nu te gândești când comanzi. Tu ești bărbat și stai cu cornetul în mână. Ești femeie. Nu există să mănânci înghețată la cornet. Nu există. Astea sunt lucruri de femei. Datul cu cremă pe plajă de femei. Nu-l mai da cu cremă pe plajă. Amețit-o. Nu-l mai da. Lasă să se dea cu cremă. N-ajunge pe spate. Nu contează. Să ardă. Decât să-l dai tu. Cum să-l dai fătălău? Ce înseamnă să fătălău? Dă-mă și pe mine pe spate. Dă-mă și tu pe mine pe spate. Zi tu pe mine pe spate. Zi tu pe mine pe spate. Tâmpiților. Gândiți-vă la când aveți gesturi, la gesturile, contează foarte mult. Data viitoare, ultimul verdict pe vara asta, o să fac recolist. Ce înseamnă să fii mafiot, ce înseamnă să fii amețit? Ca să-l aveți ghid două luni de zile. Cum să vă dați, mă, cu cremuță? Îi dă cu cremuță pe spate. Dă-mă pe mine, dă-mă și tu pe mine aici. Care-i femeia? Care-i femeia între voi? Aia care se dau pe spate cu cremuță. Cum? Gândește că ești bărbat, iei tubul ăla. Și te dă-mă aici, așa. Și asta și asta. Dă-mă bine pe să nu mă ard pe umeri. Ești... Dă-te singur. Dă-te acolo cum te-ai da. Simplu. Fii bărbat. Ai păr pătin. Lasă părul. Ori lași părul pătin, ori te epilezi tot. Ori ești musculos, tatuat, epilat, tată, ori lași părul, tată, de urs. Nu vă mai epilați numai pe piești, pe spate și mâinile și picioarele sunt de ursoi. Care-i treaba? De unde ieși, bă, băiatule? Cum să fii mai epilat pe piept și cu păr pe mâini? Tu nu realizezi cum arăți? Ce aveți, mă? Mă epilez pe numai bube, pe spate și pe piept și în rest, ata părul pe picioare și pe brațe. Lasă dracu părul dacă ești păros, aia... E, sau fă-te, tată, peste tot. Fă-te peste tot, du-te cu ulei. Păi, nu e... Da, asta e, bărbații care arată, nu știu, cum e Alex, Velea și etc. Se epilează că oamenii sunt o întreagă enciclopedie. Da? Fii băiat!
Nu mai fiți femei. O lăsați pe aia, aia ți-o deschis terasele. Ea intră în față, comandă ea, ea a făcut rezervarea. Ai făcut rezervarea? Am făcut eu rezervarea. Ești fată. Stai jos, stai în spate, așteaptă să intre fătălău. Cum să facă ea rezervare, bă, băiatul? Ea intră prima în restaurant, ea vorbește cu ospătarul, ea comandă. Da, mă, că așa îi place ei, îi fac toate plăcerile, e bucuria ei să comande. Oricum ea știe ce mănânc eu, ești bou! Cum, mă, să comande ea la restaurant? Cum să intre ea prima în rând? Intră, ea pleacă, ea conduie, vin și la, tu mai vii, bă! Adică ea comandă, ea vorbește cu ospătarul, ajunge, vorbește cu ăla cu șeful de sală. E bună, am venit, popesc cu Georgeta, e și prostul ăsta, haideți să intrăm. Bărbatul intră, bărbatul comandă, bărbatul trage scaunul, bărbatul duce la WC-ul să faci pipilică. Bărbatul. Luați verdictele că vine vacanță. Luați verdictele toate, o să urcăm și verdictele scurte, că sunt foarte mulți care nu au, știți, au ADHD. ADHD, dar lași, nu poate să uite, mă. Și atunci o să punem noi din astea de 2 minute, de 3 minute și o să le punem și pe alea scurte la short, la categoria de short, ca să vă uitați peste vară, când stați să vedeți, nu se poate așa ceva. Luați, dracule, că am vorbit deja un an. Luați frumos tot. Spălați-vă de nisip când plecați de pe plajă, când intrați în piscină, când ieșiți din piscină, faceți dușulică! Mizerabililor ăștia care astăzi aveți Panama Head și vă spălați cu sticla de apă pe sub masă, de nisip. Dă-mi un pic, te-am văzut. Te-am văzut la masă, că te-ai spălat sub masă. Te-ai spălat sub masă, ai făcut pipi? Pe jos? Ce ești mai ud? Sub masă ce ai făcut? Ai făcut pipi pe tine? Bine că aveți spălării. Și alea, scoici pe la glez. Lasă scoicile, că nu suntem pe insulă, tată, lasă. Nu era una anul trecut fără scoici la glez. Ne-ați zăpăcit chiar a feranganilor. Lasă scoicile alea. Ele sunt accesorizate. Am foarte multe accesorizate. Pe plajă sunt accesorizate. Unde ai văzut? Vedeți că alea se pozează de-a tâmpele alea după care vă uitați voi. Nu, cum să cei cu colierul ăla? Nu intri în apă, am uitat, da, că astea sunt alea care nu intră în apă, nu se udă la păr. Sunt machiate fleașcă. Da, se dau cu parfum și... Suntem la mare, venim vara, și transpirăm oricum. Oricum tot ce crezi tu că e cu transpirație. Machiajul e cu transpirație, părul e cu transpirație, pute scalpul, pute parfumul cu amestecat cu transpirație, cu sare, cu draci, cu laci, că de-aia știi, trebuie să intri în apiță. Vorba lui de aia, vezi că e un parfum, acum o să dea toate cu parfumul ăsta, îmi faci și reclamă, o să treceți pe la casierie, e un parfum care l-a pus Delia, mă rog, dar vorbeam cu ea într-o zi de parfumuri, și este un parfum care chiar miroase a ars de soare, amestecat cu, știi, cumva a încins, așa, știi, așa miroase parfumul, dar un parfum greu, știi? Nu vă dați cu ăla, că voi sunteți oricum tomberoane mergătoare pe plajă. Și îmbrăcați cu copiii la plajă, că nu mai am chef să fac nici mafioții. Deci îmbrăcați copiii. Deci ăștia cu copiii în puțulica goală și în poponețul gol pe plajă este oribil, este o cretinătate. Este ultravioletele, unde să le intre în funduleț? Sau care e ideea? Care trebuie, e sănătos. Nu, stă pe nisip în fund. Plodul stă pe nisipul ăla infect în fund. Fac pipi câinii. El, copilul, stă cu fundulețul pe acolo și umblă gol pe acolo. Și acoperă copilul, bă, băiatul. E mic, mă, nu se pune. Se pune că e cu protejarea datelor. Acoperă copilul, îmbrăcați copiii pe plajă, milionarilor. Bye. Avem 22 de milioane. Avem 22 de milioane și 500 de mii de views. De aceea eu nu mai pot să merg nici până la Mega. Real, nu mai pot să merg nici până la Mega. Noroc că îl aduc acasă. Da. Ce? Pa!